Geneza, capitolul 31. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. Atunci Domnul a zis lui Iacov: Întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Iacov a trimis de a chema pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. El le-a zis: După fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca înainte, dar Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine. Voi înși vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea și tatăl vostru m-a înșelat, de 10 ori mi-a schimbat simbria, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. Ci când zicea el: miei pestriți să fie simbria ta, toate oile făceau miei pestriți. Și când zicea: miei bălțați să fie simbria ta, toate oile făceau miei bălțați. Dumnezeu a luat astfel toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. Pe vremea când se înfierbântau oile, eu am ridicat ochii și am văzut în vis că țapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau bălțați, pestriți și seini. Și îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis: Iacove, iată-mă, am răspuns eu. El a zis: ridică ochii și privește. Toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt bălțați, pestriți și seini, căci am văzut tot ce ți-a făcut Laban. Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stâlp de aducere aminte, unde mi-ai făcut o juruință. Acum, scoală-te, ieși din țara aceasta și întoarce-te în țara de naștere. Rahela și Lea au răspuns și i-au zis: Mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii? Toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Iacov s-a sculat și a pus pe copii și nevestele sale călare pe cămile și a luat toată turma și toate averile pe care le avea, turma pe care o agonisise în Padan Aram, și a plecat la tatăl său, Isaac, în țara Canaan. Pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său și Iacov a înșelat pe Laban, arameul, căci nu l-a înștiințat de fuga sa. A fugit astfel cu tot ce avea, s-a sculat, a trecut râul Eufrat și s-a îndreptat spre muntele Galaad. A treia zi au dat de veste lui Laban că Iacov a fugit. Laban a luat cu el pe frații săi, l-a urmărit cale de 7 zile și l-a ajuns la muntele Galaad. Dar Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Laban, arameul, și i-a zis: Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Laban a ajuns, dar pe Iacov, Iacov își întinsese cortul pe munte. Laban și-a întins și el cortul cu frații lui pe muntele Galaad. Atunci Laban a zis lui Iacov: Ce ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabia? Pentru ce ai fugit pe ascuns? M-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre. Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al cântecelor, în sunet de timpane și lăută. Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Ca un nebun ai lucrat. Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută: Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Dar acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeii mei? Drept răspuns, Iacov a zis lui Laban: Am fugit, fiindcă-mi era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale, dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi, în fața fraților noștri, cercetează și vezi cei la mine din ale tale și ia-ți-l. Iacov nu știa că Rahela îi furase.
Laban a intrat în cortul lui Iacov, în cortul Leei, în cortul celor două roabe și n-a găsit nimic. A ieșit din cortul Leei și a intrat în cortul Rahelei. Rahela luase idolii, îi pusese sub samarul cămilei și șezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n-a găsit nimic. I-a zis tatălui său, domnul meu, să nu te superi dacă nu mă pot scula înaintea ta, căci mi-a venit rânduiala femeilor. A căutat peste tot, dar n-a găsit idolii. Iacov s-a mâniat și a certat pe Laban, a luat din nou cuvântul și i-a zis, care este nelegiuirea mea și care este păcatul meu de mă urmărești cu atâta înverșunare? Mi-ai scormonit toate lucrurile și ce ai găsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici înaintea fraților mei și fraților tăi, ca să judece ei între noi amândoi. Iată, am stat la tine 20 de ani, oile și caprele nu ți s-au stârpit și n-am mâncat berbeci din turma ta. Nu ți-am adus acasă vite sfâșiate de fiare, eu însumi te-am despăgubit pentru ele, îmi cereai înapoi ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Iată, 20 de ani am stat în casa ta, ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale și 6 ani pentru turma ta și de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a rostit judecata. Drept răspuns, Laban a zis lui Iacov, fiicele acestea sunt fiicele mele, copiii aceștia sunt copiii mei, turma aceasta este turma mea și tot ce vezi este al meu. Și ce pot face eu azi pentru fiicele mele sau pentru copiii mei pe care i-au născut? Vino să facem amândoi un legământ și legământul acesta să slujească de mărturie între mine și tine. Iacov a luat o piatră și a pus-o ca stâlp de aducere aminte. Iacov a zis fraților săi, strângeți pietre. Ei au strâns pietre și au făcut o movilă și au mâncat acolo pe movilă. Laban a numit-o Iegar Sahaduta, movila mărturiei, și Iacov a numit-o Galed, movila mărturiei. Laban a zis, movila aceasta să slujească azi de mărturie între mine și tine. De aceea i-au pus numele Galed. Se mai numește și Mițpa, veghere, pentru că Laban a zis, Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. Dacă vei asupri pe fetele mele și dacă vei mai lua și alte neveste afară de fetele mele, ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine. Laban a zis lui Iacov, iată movila aceasta și iată stâlpul acesta pe care l-am ridicat între mine și tine. Movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta, ca să ne facem rău. Dumnezeul lui Avram și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor, să judece între noi. Iacov a jurat pe acela de care se temea Isaac. Iacov a adus o jertfă pe munte și a poftit pe frații lui să mănânce. Ei au mâncat și au rămas toată noaptea pe munte. Laban s-a sculat dis de dimineață și a sărutat nepoții și fetele și i-a binecuvântat. Apoi a plecat și s-a întors la locuința lui.